Acest caz a avut loc într-un oraș din Canada. Într-o zi, Angela și Musk mergea în mașină pe o stradă din munți, împreună cu copiii săi. Lexi de 5 ani și Peter de 3 luni. În ultima vreme, femeia era foarte obosită, fiindcă copilul nou născut îi lua mult din puteri. Iată și atunci, Angela era obosită. Ploapele ei erau grele și literalmente a învins-o somnul pentru un moment. Anume acel moment a fost fatal. Ea a pierdut controlul asupra mașinei și aceasta a derapat de pe drum direct într-un abis. Mașina literalmente s-a rostogolit pe o pantă foarte abruptă. Peste 20 de metri de zbor în jos, mașina s-a izbit în copac și a târnat pe deasupra abisului. În timpul căderii, Lexi a închis ochii, iar când i-a deschis, a văzut că mașina a târnat deasupra abisului. Pe bancheta din spate plângea Peter, iar mama era inconștientă. Fetița s-a ales doar cu câteva vânătăi și tăieturi minore. Strada a rămas acolo sus, undeva departe, și era imposibil să vezi automobilul prăbușit. Fetița a decis să caute ajutoare. Ea a ieșit din mașină și a urcat în sus pe panta abruptă de piatră. Când a urcat pe drum, Lexi a început să fluture la mașinile care treceau pe alături. Un șofer s-a oprit și a sunat la salvare. Salvatorii sosiți la fața locului au ajutat-o pe fetiță în primul rând, dar la automobilul cu mama și fratele ei era greu să ajungă. Salvatorii au trebuit să coboare pe frânghii și la fel să o ridice pe Angela și Peter. Micuțul a fost diagnosticat cu hemoragie intercraniană, iar coloana vertebrală a mamei a fost lezată. Așa că ambii au fost imediat duși cu elicopterul la spital. Angela și Peter nu mai sunt în pericol și își revin rapid. Băiețelul aproape că s-a însănătoșit cu totul, dar mama va trebui să mai petreacă ceva timp în spital. Medicii au remarcat că au reușit să-i salveze datorită faptului că au ajuns la timp. Încă puțin și mama cu fiul ei puteau să rămână pe veci adormiți. Este o minune. Nici nu-mi vine să cred că mica mea Alexia a reușit să ne salveze. Sunt mândră de fetița mea și mereu îi voi ține minte fapta eroică. Și într-adevăr, fetița de 5 ani a acționat ca un supererou adevărat. Prieteni, scrieți-ne în comentarii părerea voastră. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!